Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mă bucur că din nou prin Harul lui Dumnezeu avem această ocazie plăcută să avem părtășie la oaltă. Mulțumesc conducerii acestei biserici și mijlocirii fratelui Puiu, prietenul meu, care mi-au deschis ușa inimii în primul rând și apoi ușa bisericii, să pot să fiu cu dumneavoastră și să putem să ne închinăm Domnului împreună în seara aceasta. Mulțumesc de asemenea Domnului pentru fratele Mărcuț, pentru cuvintele frumoase care le-a spus la adresa mea. Mă rog Domnului să-l ierte că a cam exagerat, dar mă rog Domnului să-mi ierte și pe mine că mi-a plăcut. M-am bucurat de reîntâlnirea cu dumneavoastră. M-am bucurat să văd din nou pe sora Estera, că nu de mult am fost la Toulouse și la Nantes și am slujit acolo și dânsa a slujit din cântarea creștină și de asemenea mi-au fost foarte utili în drumul dinspre Toulouse, spre Nantes, au fost șoferii mei. M-au luat cu mașina și m-au dus, cu trenul ne-am dus, cu trenul până într-un punct oarecare de unde am putut să în continuu drumul la Nantes. A fost o părtășie bună cu frații de acolo, cu comunitatea de romi de acolo și mi-a rămas în inimă lucrul acesta. În seara aceasta mă bucur de asemenea să fiu cu sora mea și cu cumnatul din Germania, care au venit să mă întâlnească aici în România, să-mi facă surpriză, s-au gândit la mine să nu fiu prea singur și mă bucur de dragostea lor. Sigur că am întâlnit și oameni, frați și prieteni, care au participat la conferințele noastre profetice, parte din Nation seara aceasta sunt aici, au venit să asculte Evanghelia, pentru că au rămas în București încă. Eu mă bucur de oamenii care sunt interesați de cuvântul Domnului. Am avut o conferință frumoasă de vineri până ieri seară de teme profetice împreună cu doctorul Florin Antonie. Am hotărât așa ca prin bunăvoința lui Dumnezeu, prin emisiunea aceasta, podcastul acesta numit Vocea Creștinilor, poate unii dintre noastră îl urmăriți, să dezvoltăm astfel de teme profetice, să-i ajutăm pe frați, pe surori să cunoască vremurile, timpurile, nu pentru a le satisface curiozitatea, ci pentru a-i determina la o pocăință mai intensă, la o grăbire a împăcării cu Domnul. Pentru că acesta este scopul învățăturii lui Dumnezeu și pe teme profetice, deschizându-ne mintea să înțelegem unde ne găsim, ne vom apropia mai mult de Domnul și nu vom întârzia cu pocăința, cu decizia de a ne hotărî pentru Hristos. În seara aceasta voi împărtăși cu dumneavoastră din aceste teme profetice trei gânduri care sunt convins că o să vă surprindă, că le găsiți în Scriptură. Am să vorbesc despre trei evenimente care urmează să se întâmple într-un timp foarte scurt de aici încolo, în special în Orientul Mijlociu. Sunt trei aspecte profetice foarte bine conturate în Cuvântul lui Dumnezeu, pe care este bine să le cunoaștem, pentru că atunci când le vom vedea având loc, întâmplându-se, ne vom aduce aminte că Dumnezeu a vorbit lucrurile acestea cu mii de ani în urmă ca să atenționeze această generație de oameni care este cea mai de pe urmă, generația care va întâmpina pe Domnul nostru Iisus Hristos în actul glorios al răpirii bisericii. Deci, haideți să ne ridicăm puțin în picioare, că ne mai înviorăm și fizic și voi citi
patru versete din Psalmul 83. Psalmul 83, primele patru versete, și am să rog pe frații de la computer să fie pe fază în seara aceasta, pentru că am să-i cer să se răsfoiască computerul ca să putem să vedem ce este scris în cuvântul Domnului. Psalmul 83, versetele 1 la 4. Sigur, vom acoperi întreg psalmul și o arie mai largă de profeții. Să ascultăm, deci, cuvântul Domnului. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Amin. Ocupați locurile. Mesajul meu se va intitula în această seară Evenimente ale sfârșitului. Evenimente ale sfârșitului. Cum vă spuneam, sunt trei profeții, trei elemente în cuvântul lui Dumnezeu care urmează să se împlinească sub ochii noștri într-o succesiune destul de rapidă. Sunt evenimente care sunt în jurul venirii a doua a Domnului nostru Iisus Hristos și sunt evenimente care trebuie să grăbească biserica la a-și întoarce fața cu adevărat către Domnul. Pentru că de multe ori vorbim de pocăință și este pocăință puțină. Vorbim de dragoste și este dragoste puțină. Vorbim de pace și este pace puțină. Vorbim de lucrurile lui Dumnezeu și parcă nu se văd. Cunoscând însă ce se întâmplă, ce este în planul lui Dumnezeu pentru aceste vremuri din urmă, nădăjduiesc că inima noastră va lua o întorsătură spre dragostea lui Dumnezeu, spre jertfa Domnului Iisus Hristos și învățând din cuvântul Domnului, biserica lui Dumnezeu se va întoarce din nou la dragostea din tâi. Cred că din cele trei evenimente care urmează să aibă loc, ordinea poate să fie următoarea. Primul, un război de incapacitare din partea lui Israel. Un război de incapacitare din partea lui Israel. Adică ce însemnează? Israel să incapaciteze Iranul ca să nimicească Țara Sfântă. Și dacă vreți să vedem cuvântul acesta în Scriptură, deci primul lucru, războiul de incapacitare din partea lui Israel, este în Ieremia, capitolul 49, de la versetele 35 la 39. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, și notați aceste cuvinte pentru că sunt expresii profetice puternice, puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea
și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugar din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce îi voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Dar în zilele de apoi voi aduce înapoi pe prinșii de război a Elamului, zice Domnul. Deci primul, cred că aceasta va fi ordinea, cred că primul război care va avea loc în Orientul Mijlociu, din punct de vedere profetic, prevestitor al venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Un război pe care îl vom vedea cu ochii. Noi îl vom vedea. Primul război este un război de incapacitare pe care, sau un război preventiv se numește, pe care Israelul îl va face asupra Iranului. Puneți din nou versetul 35 din Ieremia 49. Uitați-vă acum, pentru că vreau să vă explic ce scrie în Scriptură. Citim, dar este greu de înțeles. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului. Ați observat ce trebuiește eliminat? Arcul Elamului. Pentru cei ce nu cunosc istorie antică, istorie veche, Elamul a fost un regat independent lângă Persia și lângă Media. Erau trei regate, unul lângă celălalt, Media, Persia, Elamul. În anii 546 înainte de Hristos, Persia a cucerit Elamul și l-a încorporat în regatul Persiei, Medo-Persiei. Astăzi, când eu stau în fața noastră și vorbesc, Elamul reprezintă partea de sud-vest a Iranului de astăzi. Partea de sud-vest. Vedeți dumneavoastră, aici în România, în vechime, aici era Țara Românească, în nord era Moldova și în vest era Ardealul, nu? Și atunci când se vorbește despre Țara Românească, spune că voi lovi, de exemplu, când, dacă ar scrie voi lovi Moldova, nu mai există Moldova acum, numai ca regiune, ca denumire, pentru că acum este România, nu este Moldova, cea care este incorporată în România. Elamul a fost incorporat în Iran, este parte de sud-vest a Iranului și ceea ce este interesant în această profeție, de ce? Nădăjduiesc că ni se deschid ochii. Uitați-vă, spune că voi sfărâma arcul Elamului. Nu spune că va sfărâma săgeata. La arc îți trebuie săgeată, nu este așa? Ca să poți să folosești arcul, îți trebuiește săgeata. Ai pus săgeata în arc și i-ai dat drumul. No, limbajul este vechi, dar de asemenea este un limbaj codificat. Și spune că e puterea lui de căpetenie. Vreau să vă spun că potrivit declarațiilor guvernului iranian și ale informațiilor pe care le avem, cea mai mare bază militară din Iran este în sud-vestul Iranului, adică în vechiul ținut al Elamului, e aproape de Golful Persic.
acolo sunt cele mai mari centre militare de lansare a rachetelor. Acolo e arcul. Iar racheta este săgeata. Însă rachetele, ca să poată să fie folosite, au nevoie de lansatoare de rachete. Și baza cea mai mare a Iranului pentru lansarea de rachete este în sud-vestul Iranului, în ținutul Elamului. Tocmai aici este. Aici este de asemenea, spune că asta este puterea lui de căpetenie. Și într-adevăr, au investit în dezvoltare militară atât de puternică încât dispun de rachete în această zonă, mai ales în orașul Bashir, sau Bashir, dispun de rachete atât de sofisticate că România și Europa nu-i nimic ca să lovească, dacă vor să lovească aici, dar pot să lovească ținte drept în Washington, deci din Iran până în Washington, până în mijlocul Statelor Unite. Au rachete cu rază lungă de acțiune. Și toată baza lor este aici, în sud-vestul Iranului, în Elam, vechiul ținut al Elamului. Ca să nu poată să lanseze aceste rachete, care au venit recent împotriva lui Israel, vă aduceți aminte? 60 de rachete au dat drumul împotriva lui Israel. Israel a spus, trebuie să luăm măsuri. Și măsura este în Scriptură. Observați, cuvântul Domnului are informații mai bune decât CNN-ul și posturile de știri. Pentru că lucrurile acestea sunt scrise în cuvântul Domnului. Israel a spus, va trebui să lovim sud-vestul Iranului, Bashirul, acolo unde sunt lansatoarele de rachete, ca să incapacităm Iranul de a putea să-și folosească rachetele. De aceea îi zice, puterea lui de căpetenie, forța armată iraniană este tocmai în acest punct. Dacă este lovit, nu mai poate face nimic. Nu poți merge astăzi la război numai cu pușcă și pistol. Astăzi războaiele sunt sofisticate. Trebuie rachete, trebuie avioane, trebuie drone, trebuie lucruri sofisticate ca să poți să ai un război de cucerire. Apoi, după ce lovește baza de lansare a rachetelor, uitați-vă versetul 36 acum. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Da, aceasta este o expresie profetică care spune în felul următor. În acest atac preventiv executat de Israel împotriva Iranului, pentru că sunt amenințați cu anihilarea ca stat, evreii, iranienii vor cu orice preț să-l nimicească pe Israel, să nu mai fie un stat. Și atunci, ca să se apere, trebuie să facă un război de prevenire, de incapacitare a Iranului. Pe lângă baza de lansare a rachetelor, puterea lor de căpetenie, care vedeți că ne spune că o anihilează, o lovește, următorul pas pe care evreii trebuie să-l facă, dar în același timp, cu lovirea bazei de lansare a rachetelor, este să nimicească instalațiile nucleare iraniene. Tot aici, la Bashir, sunt cele mai mari centrale de îmbogățire a uraniului. Sunt niște turbine, niște centrifuge în care se pune uraniu și prin centrifugare uraniu își mărește capacitatea explozivă. Și toată concentrarea nucleară a Iranului este tot aici, la Bashir. Și când spune, voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale pământului, asta însemnează atac nuclear sau explozie nucleară. Pentru că dacă Israel lovește Bashirul, lovește centralele lor nucleare de îmbogățire a uraniului,
urmează radiațiile. Expresia cele patru vânturi ale pământului însemnează radiații nucleare. Vă aduceți aminte, cei ce sunteți mai tineri așa ca și mine, în 86 când a avut loc explozia de la Cernobâl, care era groaza? Că vânturile au adus radiațiile peste România și mulți copii s-au născut cu malformații și congenitale, cu tot felul de probleme de sănătate. Și uitați-vă, deci Israel va lovi, va lua măsura aceasta pentru ca să incapaciteze puterea nu numai a rachetelor, dar și nucleară, pentru că ei tot anunță că vor face o rachetă nucleară și vor folosi rachetele lor cu încărcătură nucleară împotriva lui Israel și împotriva Americii. Și din cauza radiațiilor, spune, îi voi risipi în toate vânturile acestea, încât nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugar din Elam. Oamenii fug de radiații. Fug de radiații pentru că sunt ucigașe, sunt distrugătoare. Deci primul eveniment, cred că aceasta va fi ordinea posibilă, nu sunt dogmatic, adică spun exact așa, dar evenimentul se va întâmpla. Ordinea poate să fie la ceea ce o să vă spun în continuare. Primul război pe care îl vom vedea în Orientul Mijlociu, posibil să fie acesta, în care Israel, care este amenințat cu anihilarea totală, va trebui să ia măsuri de apărare, pentru că Iranul este hotărât ca să nimicească cu rachete și cu încărcături nucleare statul Israel. Și Israel, ca să se apere, va trebui să ia măsuri, contramăsuri, înainte ca Iranul să lovească, să lovească ei bazele lor de căpetenie, de lansare, deci arcul, lansatoarele de rachete și de asemenea centralele nucleare. Este dificil să fie lovite pentru că Iranul a luat pâinea de la copii și a investit-o în dezvoltare militară, așa cum face Coreea de Nord, și toate centralele lor militare sunt sub pământ, în munți, la 200-300 de metri adâncime. Este greu să lovești o bază militară și o centrală nucleară la adâncimea aceasta. Însă Israelul a obținut de la Statele Unite niște bombe speciale. Americanii au pus la punct niște bombe de între 25.000 și 50.000 de pounds, adică bombe de 20.000 de kilograme, una, până la 30.000 de kilograme, și aceste bombe sunt făcute special cu capacitatea de a penetra. Unde lovește o bombă din aceasta, explozia este așa de puternică încât pătrunde instantaneu în pământ, face gaură în pământ de 180 de metri o bombă. Și dacă numai două, trei cadouri din astea le lasă peste centralele lor, s-a dus cu baza de lansare a rachetelor, s-a dus cu centrala nucleară. Având acest echipament militar, Israelul va lua măsuri ca să se apere împotriva nemicitorului. Cred că acesta va fi primul război pe care îl veți vedea în Orientul Mijlociu, de aici încolo, în frământările care sunt acolo. Și bineînțeles că o mișcare de felul acesta antrenează toată lumea, aduce frământare în toată lumea. Vedeți că Ucraina, nu? Rusia a trecut peste Ucraina și este în Ucraina la ora aceasta. Câtă frământare este și în România, în Moldova, în Polonia, în țările europene, în Statele Unite. Pentru că un război aduce cu sine multe probleme, multe dezastre, multe boli și multe lipsuri. Ucraina este printre cei mai mari producători de grâu din lume
Și războiul acesta face ca producția de grâu necesară pentru hrana omenirii. Omenirea este legată acum, nu mai poate România să se descurce singură. Să zic că avem noi destule pășuni, destule zone agricole ca să ne putem descurca. Te descurci un an, doi, dar mai mult nu te poți descurca, pentru că îți trebuiește agricultură, motorizare, să poți să lucrezi, să poți să produci și depinzi de țări care te pot ajuta în privința aceasta și care, sigur, pot să cumpere de la tine apoi pâine, grâu. Lumea este interconectată și această interconectare face ca lucrurile care se întâmplă într-un loc să afecteze peste tot. Deci primul eveniment profetic, cred, deci ordinea poate să fie aceasta, nu sunt dogmatică, s-ar putea să o schimbe, că Domnul are dreptul să schimbe. Este războiul de incapacitare pe care Israel îl va executa împotriva Iranului ca să nu fie anihilat Israel. Al doilea război pe care îl vom vedea este cel din Psalmul 83. Este un război de anihilare a lui Israel. Pentru că observați ce spune aici în versetul 4. Hai să citim de la versetul 3. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și să sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Observați? Asta este planul. Haideți să o terminăm odată cu evreii. De aceea antisemitismul este rampant astăzi, peste tot. Ură împotriva evreilor, batjocuri la adresa evreilor, unde nu te aștepți. Acolo sunt demonstrații împotriva evreilor și am rămas surprins în Statele Unite, la universitățile americane. Ați văzut la știri, cred că și în România, studenți, inclusiv în universități creștine, studențe au demonstrat împotriva lui Israel cu pancarte pe care scria: noi suntem Hamas. Noi suntem Hamas. Când oamenii gândesc așa de subțire și așa de puțin, chiar și din biserică, însemnează că am ajuns într-un punct spiritual în care este cu neputință Dumnezeu să nu vină, pentru că dacă nu intervine Dumnezeu, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos după biserică, se năruiește totul. Se năruiește totul. Cred că Jonathan a menționat Eurovision, nu? Ok. A rămas surprins. Este acest spirit de transgender. Oamenii se nasc, bărbați și femei, că altceva nu se pot naște, bărbați și femei. Și acum este spiritul acesta, că după 5-6 ani de zile, copilul spune, băiatul spune, eu cred că-s femeie, cred că-s fată. Și trebuie să-l opereze, să-l facă fată. Eu cred că sunt, spune fata, eu cred că sunt băiat. Și trebuie să o opereze să fie băiat. Transgender, transformarea genului. Și este mare dezbatere politică pe tema aceasta. Astea sunt dezbaterile politice. Cât de multe drepturi trebuie să dăm la homosexual și cât de multe drepturi trebuie să dăm la transgenders. Nu în loc să facă dezbatere politice pe tema ce am putea face să ajutăm populația, ce am putea face să le facem o viață mai bună, o pensie mai bună, un salar mai bun, un loc de muncă mai bun. Ne ocupăm de nebunii. Au nebunit oamenii. Avem un senator în Statele Unite, un om cu o gândire foarte profundă, dar și foarte direct. La o dezbatere, de exemplu, de felul acesta, de transgender, au venit în fața Congresului American câțiva doctori și câțiva reprezentanți care au spus că trebuie să se introducă lege prin care copilul să aibă dreptul încă de la 3 ani să spună ce este.
de la 3 ani, nu părinții să spună că mi s-a născut un băiat sau a născut o fată. Copilul de la 3 ani, de la 4 ani, de la 5 ani, are dreptul să spună ce este și părinții n-au voie să-l contrazică. Și senatorul acesta a vorbit cu cei care pledau pentru asemenea hotărâre în Congres și a zis: domnilor, eu cred că sunteți oameni mai inteligenți decât arătați când țineți în fața noastră discursurile acestea. Pentru că aveți și un pic de școală și sunteți oameni care ați trecut prin viață. Dacă nu știi ce ești, băiat sau fată, hai că te ajutăm noi. Te lăsăm să crești până la 10 ani, dacă vrei, la 12, așa, normal. Și la 10-12 ani formăm o comisie de doctori, de psihologi, de sociologi și îți luăm copilul și ți-l aducem în fața comisiei. Îl dezbrăcăm și îl verificăm. Comisia îl verifică, lângă părinți. Dacă comisia de experți observă că ființa aceasta este dotată cu organe sexuale masculine, o să-i spună acestei ființe: uite, dacă tu ești dotat cu organe masculine, dacă nu știi ce ești, spunem noi, ești un bou. Iar dacă este invers, dacă este dotată cu organe sexuale feminine, o să spunem noi: dacă tu nu știi ce ești, uite, îți spunem noi, ești o capră. Probabil că uneori trebuie să le vorbești la oameni pe mintea lor murdară, pe mintea lor stricată. Ei, în mintea lor stricată, în antisemitismul care ia amploare tot mai mare, unul din planurile antisemite, în special sponsorate de către islamismul extremist al Iranului, al Arabiei Saudite, al Yemenului, al Libiei, al Sudanului, al Marocului, este ca să termine odată cu evreii, să nimicească pe evrei odată pentru totdeauna. Și de aceea statele islamice vor face, deci va fi pe lângă atacul lui Israel împotriva bazei militare iraniene din sud-vest, din Elam, ca să prevină Iranul de a-l lovi pe Israel cu rachete și cu încărcătură nucleară, statele islamice la rândul lor se gândesc să-l nimicească pe Israel. Este al doilea război care va avea loc în Orientul Mijlociu. La ora actuală, când eu vă vorbesc, eforturile mari sunt acestea ca să se creeze și un stat palestinian în Canaan. N-a existat niciodată stat palestinian și n-a fost niciodată în istorie un popor palestinian. Au existat locuitori filisteni, este drept, însă pe vremea lui David filistenii au fost desfințați în războiile pe care le-au avut cu David, cu Saul înainte, apoi cu David, și n-a mai existat filisteni. Însă când Imperiul Roman a cucerit în anul 70 Țara Sfântă și au demolat și ars templul din Israel, din Ierusalim, au răspândit pe evrei, i-au vândut ca și robi în toată lumea existentă de atunci. A mai fost o rezistență care în 132-135 după Hristos au înnăbușit-o, și când au înnăbușit această ultimă rezistență, au desfințat regatul iudaic, regatul evreu, și împăratul Hadrianus al Romei, cezarul roman, și-a întrebat consilierii:
evreii ăștia pe care i-am terminat acum au avut vreun vrăjmaș așa care să fi fost vrăjmașul lor cel mai mare de căpetenie, cel mai îndelungat în istorie? Și au spus, da, au avut. Și au zis, pe cine? Pe filisteni. Și eu i-a explicat împăratului cine au fost filistenii. Și atunci împăratul Hadrianus a dat un decret și a zis, Canaanul nu se va mai numi Israel, ci Canaanul se va numi Palestina. În latină n-au spus filisteni, au spus pilisteni, Palestina. Și de atunci este în denumirea de Palestina. Toți locuitorii care au locuit de-a lungul anilor, s-a desfințat, au intrat sub turci, ținutul acesta, și a devenit un loc părăsit, câte un pâclu, câte un sătuc pe aici, pe acolo, în Palestina. Era format din arabi veniți din Egipt, veniți din Arabia Saudită de astăzi, când se numea pe vremea aceea Răsăritul. Așa că ceea ce astăzi se numesc palestinieni sunt arabi care au emigrat în Israel, dar nu au vrut să se încadreze în statul Israel și vor să facă un stat al lor. Și una din cerințele lor este aceasta: să reușim să facem statul și ne ocupăm noi de eliminarea lui Israel. Și după ce facem statul palestinian, capitala noastră va fi Ierusalimul. Pentru că în acest psalm 83, scopul pe care lumea musulmană din jurul lui Israel îl are împotriva lui Israel este să-l anihileze pe Israel, să-l nimicească, să-l arunce în mare, să nu se mai pomenească și să transforme Ierusalimul în capitală islamică pentru palestinieni, bună oară. Uitați-vă în versetul 12, acum, din psalmul 83, căci ei zic, ăștia care vor să facă război împotriva lui Israel, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita în Scriptură, locuințele lui Dumnezeu este o expresie cu referință la muntele Moria. Domnul a vorbit prin Moise, și am să vă citesc ca să vedeți lucrul acesta, și a zis ceva de felul următor: când vei intra în Israel, în Țara Sfântă, în Canaan, uitați ce am să fac. Citesc acum din Deuteronom 12, de la versetul 10. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da o dignă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Și acum versetul 11. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască acolo, în numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile de tot, jertfele, zecioilele, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veți aduce Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Deci, Domnul își spune, își va alege un loc acolo unde să locuiască. Și a ales muntele Moria, unde s-a făcut templu, și de asemenea, templu este numit locuința lui Dumnezeu. Și observați ce planuri îndrăznețe au islamiștii aceștia extremiști palestinienii și islamismul din jur. Haideți să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Să desfințăm nu numai pe Israel, să-L desfințăm și pe Dumnezeu. Dar cine sunt aceste state care vor veni împotriva lui Israel ca să-L nimicească în războiul care urmează și care urmează foarte curând? Uitați-vă cine sunt aceste state.
De la Psalmul 83, ne întoarcem acum la Psalmul 83. De la versetul 5 citim. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta, corturile lui Edom. Deci sunt primii, corturile lui Edom. Edomul a fost un regat care a fost desființat de către romani. Deci Edom nu mai există. Edomul este ținutul din sudul Iordaniei de astăzi. Și dacă nu mai există, istoricii spun că această expresie, corturile lui Edom, atât în limbajul biblic, cât și în limbajul tehnic al popoarelor. Cortul stă pentru locuință vremelnică, nu locuiești în cort, corturile, deci locuință vremelnică, te-ai dus în camping și stai în cort. 2. Cortul stă pentru încartuire militară. Militarii se adună, nu? Se duc în aplicații practice, tactice și stau în corturi. Corturile sunt încartuire militară. Și 3. Corturile în Biblie și în cultura poporilor stă pentru ținut de refugiați. Refugiații stau în corturi. Palestinienii stau în corturi. Corturile lui Edom însemnează că trebuie să fie o populație de refugiați care nu are statut de stat. Și cei mai mulți specialiști în Scriptură spun că aceste corturi ale Edomului reprezintă Palestina, palestinienii. Apoi mai departe, și ișmaeliții. Ișmaeliții, aș vrea să știți, sunt Arabia Saudită. Ismael s-a așezat în Arabia Saudită. Moabul este centrul Iordaniei de astăzi. Hagareniții sunt egiptenii din nordul Egiptului, în vecinătatea lui Israel, de la Hagar. Gebal este centrul Libanului de astăzi. Amon este nordul Iordaniei de astăzi. Amalek este populația din sudul lui Israel, din peninsula Sinai. Filistenii, este vorba de Gaza, cu locuitorii Tirului, Libanul de astăzi, în partea de sud. Asiria se unește și ea cu ei, este vorba de Siria și Irak. Și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Adică vor face coaliție cu Siria și vor veni împotriva lui Israel. Va fi un război ca cel din 67 și ca și cel din 1973, când au atacat prin surprindere 5 state arabe. Egiptul, Irakul, Arabia Saudită, Siria, Iordania. Au lovit pe Israel în războiul de 6 zile din 1967, au pierdut, l-au lovit apoi din nou în 1973, aceeași coaliție, au pierdut din nou. Acum vor să mai facă o coaliție, acesta este războiul din Psalmul 83, să nimicească pe Israel odată pentru totdeauna, să nu mai aibă ei probleme acolo. Măcar că problemele și le fac ei, n-au ei probleme cu Israel. Și prin urmare, al doilea război pe care îl vom vedea în Orientul Mijlociu este un război de anihilare a lui Israel, dar nu vor reuși, deci să nu vă faceți teamă, nu vor reuși. Însă războiul aduce pagube, aduce pierderi. Și Israel va avea pierderi, însă aceste state arabe din jurul lui Israel, care vor veni împotriva lui Israel, vor suferi o pedeapsă cumplită din partea lui Israel, din partea lui Dumnezeu prin Israel, pentru că vor fi desființate ca stat și vor trece în posesia lui Israel. Uitați și Ieremia cum vorbește din nou despre acest lucru, Ieremia 12:14. Așa vorbește Domnul despre toți vecinii mei cei răi. Sunt statele arabe din jurul lui Israel, vecinii mei cei răi,
care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Iată, îi voi smulge din țara lor. Deci Domnul se va război cu ei prin Israel și îi va nimici. Este un război care trebuie să trezească biserica. Se întâmplă asemenea lucruri, înseamnă că Iisus Hristos nu este numai la ușe, cum spune în Evanghelie. Este cu mâna pe clanță, frați și surori. Este cu mâna pe clanță. Și în final, cel de-al treilea eveniment, cel de-al treilea război care va avea loc, este cel din Ezechiel 38 și 39, așa zisul război al lui Gog. Cum v-am mai spus, nu-i neam cu mine, să nu credeți. Războiul lui Gog este un război de acaparare a lui Israel, inițiat de Rusia și Iran. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ezechiel 38. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, Magog e Rusia. Spune spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Roșu, Rusia, Meșecul este Moscova, Tubalul este Tobolskul de astăzi. Și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târî și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, caii și călăreții, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Și acum îmi spune care va fi coaliția, cu cine vine Rusia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, este Iranul de astăzi, Etiopia, este Etiopia de astăzi, Put, este Sudanul și Somalia de astăzi, toți cu scut, așa, mai departe, versetul 6, Gomerul, o să vă surprindă că în această coaliție anti-Israel, ca să acapareze, să fure, în această coaliție se alătură din nou și Germania. Gomerul este Germania. Cu toate oștile lui, țara Togarmei, Togarma este Turcia, din fundul miezănoaptei, fundul miezănoaptei sau din extrema, partea extremă a nordului, extremul nord, singura țară care este în extremul nord al pământului, partea care are teritorii în cea mai nordică parte a lumii, care este? Rusia. Rusia are până la cercul polar de nord. După multe zile, versetul 8, vei fi în fruntea lor în vremea de apoi. Și ceea ce traduce Cornilescu pentru noi, vremea de apoi, aș vrea să știți că de fapt în ebraică scrie în vremurile cele mai de pe urmă. Războiul acesta se pregătește. Și știți de ce? Versetul 13 ne spune de ce. Deci e un război de acaparare inițiat de Rusia cu scop de controlare a rezervelor energetice ale lumii. Pentru că uitați ce spune versetul 13. Sheba și Dedan, asta înseamnă Arabia Saudită și Yemenul, și țările Golfului, care nu se vor alinia cu Rusia, negustorii din Tarș și toți puii lor de lei, Tarș este Anglia în luminile Sfintelor Scripturi, iar puii de lei sunt țările care s-au născut din Anglia, America, Canada, Australia, Noua Zeelandă. Observați cum se coalizează. Biblia e tare frumoasă, dacă știți să o citești, bineînțeles. Și toți puii lor de lei îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta ca să iei argint și aur,
ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare. Deci scopul Rusiei este să vină împreună cu Iranul și cu toți cei care i-am citit aici. Și acesta este ultimul război din șirul acestor trei pe care vi le-am spus. De ce este ultimul? Pentru că observați că țările arabe din jurul lui Israel nu mai apar aici, în războiul lui Gog. Înseamnă că au fost anihilate, au fost nimicite, dacă nu mai apar aici. Că repede s-ar atașa la o astfel de șansă să lovească în Israel. Dar nu mai pot pentru că nu mai există. Și pentru că Israel a pus mâna și pe statele arabe din jur și acum au bogății imense, petrolul este în mâna lor, gaze naturale în Marea Mediterană, sunt cele mai mari zăcăminte de gaz natural din lume descoperite în Marea Mediterană, chiar se și numește o stație de scoatere a gazului natural din Marea Mediterană, Leviatanul, adică uriașul uriașilor, asta înseamnă Leviatan. Au zăcăminte de gaz metan care pot să satisfacă nevoile Israelului, a Europei și a Statelor Unite, a lumii pentru 100 de ani, fără să mai exploateze din alte părți. Sau le trebuie să pună mâna pe ele ca să controleze economia și Rusia visează să devină din nou o supraputere. Este periculoasă. Iranul visează la un califat. Califat însemnează sistem de organizare a lumii sub conducere islamică. Turcia visează același lucru, că a fost Imperiul Otoman, însă cuvântul Domnului ne spune că în acest al treilea război Israel nu va lupta. Israel nu va lupta, ci cel ce va lupta împotriva acestei coaliții va fi Domnul Dumnezeu. Va fi Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu va folosi o furtună puternică, vijelii puternice, grindină puternică. O spun în, în gelozia mea, în focul mâniei mele, versetul 19 din Ezechiel 38. În ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Deci va mișca pământul. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine și fiarele câmpului și toate teritoriile care se tărăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lor pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Auziți apoi. Îi voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre de grindină, voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Cel ce are ultimul cuvânt nu-i Rusia, nu-i Iranul, nu-i nici Israel. Cel ce are ultimul cuvânt este Domnul Dumnezeu. Evenimente interesante care urmează să se întâmple sub ochii noștri. Va zice cineva, are curaj, fratele Gog, să spună lucrul acestea. Dar dacă nu este așa, am curajul pentru că este cuvântul Domnului și nu este bâșbâială. Este cuvântul Domnului. Din nefericire pentru ținuturile acestea se vor împlini. Eu nu vreau să moară nimeni, nu vreau să piară nimeni, nu vreau să moară ruși, nu vreau să moară Hamas, nu vreau să moară arabi, nu vreau să moară islamici. Aș vrea ca toți să se pocăiască, să vină la Domnul Iisus Hristos. Dar dacă ei nu vor să pocăiască și rămân încăpățânați în ideile lor de a-L desfința pe Israel și de a pune mâna pe locuințele lui Dumnezeu, transformând Ierusalimul în capitală islamică, dacă ei nu vor să se pocăiască, măcar noi care cunoaștem cuvântul Domnului să ne pocăim. De aceea, prin ceea ce v-am prezentat, am făcut-o, nu să vă arăt cât de mult cunosc eu din Scriptură sau din istorie, nu. Ci am făcut această prezentare pentru că este vremea ca poporul Domnului să știe unde se află. Acesta este punctul în istorie unde am ajuns. Și prin acest punct în istorie în care am ajuns, pasul imediat următor,
clipa imediat următoare este răpirea bisericii. De aceea poporul Domnului să fie gata. Știu că dumneavoastră iubiți cuvântul Domnului, puneți-l la inimă și fiți gata, frați și surori, căci Domnul nostru vine. Mă rog pentru mântuirea tuturor celor ce sunt aici și mă rog pentru binele caselor și a vieților dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.